Următorul premiu este pentru excelență în implementarea proiectelor de investiții și revine companiei Transelectrica. Despre Transelectrica, urmărește cu atenție realizarea planurilor de investiții prin care se dezvoltă infrastructura energetică de transport. Pentru Transelectrica, investițiile reprezintă principala sursă de dezvoltare și de evoluție la nivel tehnologic și printr-o abordare unitară în ceea ce privește deciziile strategice. Transelectrica va continua să îmbunătățească gradul de realizare a planului de investiții și să atingă obiectivele de dezvoltare. Bună seara, domnul Cătălin Nițu! Bună seara. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Felicitări pentru premiu. Vă mulțumim mult de tot. Această distinție venită din partea unei publicații cu profil economic interesată de tendințele de dezvoltare ale sectorului energetic românesc ne onorează eforturile din ultimul an. Profit de această ocazie pentru a vă transmite mulțumire atât din partea echipei manageriale a companiei, cât și din partea numeroase echipe de profesioniști ai Transelectrica. Vreau să vă spun că în spatele fiecarei realizări a companiei noastre avem profesioniști devotați care își fac meseria cu dedicare și responsabilitate. Și cred că lor li se datorează meritul obținerii acestei distinții. Eforturile noastre de anul acesta au fost concentrate în mod special pe accelerarea investițiilor în rețeaua electrică de transport, investiții care stau la baza dezvoltării întregului sector național. Închei prin a vă felicita pentru profesionalismul cu care urmăriți și reflectați evoluțiile din sectorul energetic. Vă mulțumesc mult și vă doresc succes în tot ceea ce faceți. Vă mulțumim mult de tot și felicitări încă o dată pentru premiu. Mulțumesc. Bună seara!